Bună ziua! Bine ați venit în cetatea Oradea, respectiv clădirea în care ne aflăm noi acum, Palatul Princiar. Numele meu este Diana Iancu, sunt muzeograf la secția Muzeului Orașului Oradea din cadrul Muzeului Țării Crișurilor. Și avem bucuria de a vă prezenta câteva repere istorice dintr-un monument de importanță deosebită, respectiv cetatea Oradea. Palatul Princiar a fost construit la inițiativa principelui Gabriel Bethlen, principe al Transilvaniei, și el a avut această dorință de a transpune aici luxul de la marile curți europene. În această sală poate fi observată alegoria anotimpurilor. Să vă arăt în această parte de boltă doamna cu coșul cu flori care reprezintă primăvara, în bolta paralelă doamna cu spicele de grâu vara. Din păcate nu s-a conservat datorită trecerii timpului, iarna și respectiv toamna. Este important de știut că și aceste fragmente de pictură murală au fost descoperite cu ocazia reabilitării monumentului istoric, a fost reabilitat cu fonduri europene. Alte motive care pot fi observate sunt diverse animăluțe, un ursuleț, câine, pisică și aici un element care îmi place personal foarte mult, arborele vieții. Palatul este de inspirație renaștentistă, construit în stilul renașterii târzii. A fost construit de arhitecți italieni, la fel ca și zidurile cetății construite în stil italian nou. Se și observa aici foarte bine pe această machetă recentă, zidurile cetății construite așadar la fel de arhitecți italieni, cu 5 bastioane. Aceasta este între ultimele etape de construcție a cetății. Prima etapă a avut loc în secolul al XI-lea, când era practic un val de pământ și palisadă, menită a apăra instituția Episcopiei Romano-Catolice, stabilită aici de regele Ladislau I, rege care ulterior a fost canonizat. Vom merge în următoarea încăpere, care este cea mai spectaculoasă din de vedere al decorației murale. Sunt prezente aceste stucaturi. Sala este numită Sala Grifonului, de la acel animal mitic legendar, jumătate leu, jumătate vultur. Reprezintă forța de care se bucura cetatea în perioada Evului Mediu și este totodată un element al completitudinii, zicem așa, vulturul care reprezintă gerimea, leul, forța, puterea, coada, asemănătoare unui șarpe, ce prezintă istețimea, viclenia, astfel presupunem că principele avea aceste calități, necesară și viclenia pentru capacitatea de a descoperi uneltirile, care nu au fost puține nici la acea vreme. Principele avea un deosebit interes pentru Imperiul Otoman, fapt rezultat și în această stucatură de inspirație orientală. Pentru a sugera prosperitatea, bogăția locului, a fost reprezentată acea ghirlandă cu flori și fructe. Cornul abundenței ne duce cu gândul la prosperitate, bogăție. O altă figură este acest ghepard în lanțuri și observăm dorința principiului de a transpune aici și luxul din Orient, cum ziceam, adineauri, și de a arăta că este o citate de rang princiar. În schimb, perechea de cerbi ne duce cu gândul la legenda întemeierii cetății în timpul regelui Ladislau I, care a avut un vis, s-au arătat îngerii și i-au zis să construiască o biserică închinată Fecioarei Maria. A făcut acest lucru, s-a construit bisericuța din lemn, pe urmă zidurile de apărare, dar acestea fiind făcute din pământ bătut, trunchiuri de copaci, nu au fost rezistente. În 1241 a avut loc marea invazie mongolă, care a distrus prin incendiere acest loc. În secolul XIV se desfășoară o nouă etapă, când s-au construit zidurile cetății în formă ovală, din piatră de această dată, mult mai rezistente. Principele Bethlen a fost și rege al Ungariei și observăm coroana
spraleilor rampanți și un alt animal fantastic este unicornul, care sugerează inocența, bunătatea, puritatea. Acesta era singura încăpere cu șemineu din palat. Se păstrează ruinele catedralei gotice, înălțată în secolul al XIV-lea. Avea o dimensiune impresionantă de 80 de metri înălțime. Acestea pot fi observate în acest parc arheologic, partea laterală a catedralei. Este important de știut că aici au fost mormântați 7 capete încoronate, cei mai importanți, regele Ladislau I, regele împărat Sigismund de Luxemburg, soția acestuia, regina Maria. Acestea sunt niște ghiulele din perioada turcească. Cetatea Oradea a fost cucerită de 3 ori, în 1557, de Principatul Transilvaniei, pe urmă, în 1660, după mai multe asedii, Imperiul Otoman a cucerit, a ocupat cetatea. Se scria atunci sultanului de la Constantinopol, de la Istanbul, Oradea a fost ocupată, Transilvania a rămas fără inimă. Deci reiese și de aici importanța strategică. Avea un rol deosebit în apărarea Transilvaniei în partea aceasta. Și pe urmă, în 1692, Imperiul Austriac, după un lung asediu, început în anul 1691, a cucerit cetatea Oradea, aducând-o astfel în sfera lumii creștine. Acestea sunt alte piese de factură otomană, un scut. Aici din nou un ibric, tot din perioada aceasta turcească, și monede otomane. A fost o altă bisericuță, Biserica Sfânta Maria Mică. Vom merge să vedem ruine ale acestei biserici. Este important de știu că și aceste ruine au fost descoperite tot cu reabilitarea cetății. S-a construit în straturi, catedrala a fost distrusă când s-a început construcția palatului, deja și pentru că suferise distrugeri în timpul atacurilor turcești, au fost mai multe cu tremure după anul 1600, dar și pe fond, evident, religios. Episcopia romano-catolică nu a mai fost permisă în perioada principatului. În această încăpere sunt 3 morminte. Era o capelă funerară în jurul altarului. Unul păstrează chiar și osemintele. Da. Este autentic, nu cunoaștem apartenența, dar în această încăpere se observă foarte bine altarul bisericii Sfântă Marie Mică, care a avut 2 faze de construcție, faza romanică, reprezentată de absida semicirculară, și faza gotică, reprezentată de acest altar. Aici pot fi văzute diverse elemente. Denar de argint din timpul regelui împărat Sigismund de Luxemburg,
portretul principelui Gabriel Bethlen, care, cu referire la cetatea Oradea, spunea că este o cetate la care nu au niciun drept, nici sultanul, nici regele Ungariei, împăratul Austriei, deoarece cetatea a fost construită, edificată cu banii și eforturile ardelenilor. Foarte important era șanțul de apărare din jurul zidurilor cetății, deoarece era umplut cu apă termală din râul Peța, care la acea vreme avea aici în apropiere cursul. Și există și o legendă potrivit căreia, în 1660, când turcii au reușit cucerirea cetății, raportul de forțe era foarte mare. Turcii erau de 45.000, în schimb apărătorii cetății doar 800 de oameni. Și se spune că o femeie, ai cărei băieți au fost răpiți de către turci, pentru eliberarea acestora le-a dezvăluit locul de unde să deschidă canalul pentru a se scurge șanța, apa din șanț, da? În schimb, potrivit principiului iubesc trădarea, dar nu pe trădător, turcii, după evacuarea șanțului, au cucerit cetatea, i-au omorât atât pe băieți cât și pe această femeie care i-a ajutat să golească șanțul de apă. Și acum putem să coborăm în lapidariu. O expoziție de fragmente arhitectonice provenite din Catedrala Gotică. Foarte însemnat a fost, din punct de vedere cultural, secolul al XV-lea, vârsta de aur a cetății. Atunci a fost episcop Ioan Vitez și Oradea devine un important centru al umanismului. A fost adus aici profesorul George Puerbach, un profesor din Viena, care a stabilit, a înălțat un observator astronomic și a stabilit meridianul zero. Există și o legendă potrivit căreia marele cercetător, Cristofor Columb, s-a folosit de tabelele realizate de acest profesor într-o expediție de-a sa în Jamaica. Aici e o imagine din cronica pictată de la Viena, care arată construcția bisericii și pe regele Ladislau. Acestea fiind detalii cele mai reprezentative din istoria locului, vă invităm pe dumneavoastră și pe cei care vor urmări acest material să ne viziteze secția Muzeului Orașului Oradea în cetatea Oradea, alături de partea istorică. Pot fi văzute, da, și alte expoziții, una foarte reprezentativă pentru trecutul orașului nostru, expoziția dedicată generalului Traian Moșoiu și eliberării orașului Oradea în anul 1919, pe 20 aprilie. O altă expoziție este cea cu machete. Vizitatorii pot să descopere astfel la scară mică clădirile cele mai frumoase, pentru ca apoi să vadă acest muzeu în aer liber, cum se spune, al orașului, clădirile fiind ajutate în stil Art Nouveau, eclectic, sau complexul baroc, care este absolut spectaculos. Oradea, fiind un oraș multiconfesional, a fost și în vechime, vedem acest lucru, pentru care la etajul 2 pot fi
vizitate expozițiile dedicate confesiunilor. Romano-catolici, greco-catolici, ortodoxi, chiar și o expoziție a evreilor mesianici, aceasta fiind singura în lume în momentul de față despre evrei mesianici. Mulțumim tare mult! Noi vă mulțumim! Mulțumim mult!